Am revenit, suntem în direct, așadar avem mai multe discuții. Până la urmă, toată presa, să zicem, românească, dar să zic, aproape toată presa românească susține că întrebarea cu pricina legată de autonomie și când se va realiza ea a fost adresată de un jurnalist, poate chiar o jurnalist din România. Singura redacție din România care susține că întrebarea vine de la președintele Ungariei către președintele României este redacția maghiară, de limbă maghiară, din televiziunea română publică bugetată de la stat. 3 bugete are televiziunea asta și așa mai departe. Deci teoretic ar trebui să fie bine informați. Avem răspunsul președintelui pe care îl știm cu toții niciodată, care a inflamat și a iritat, după care vine această știre redactată de redacția în limba germană, prezentatoarea știrilor cred că nu are niciun amestec, ea transmite doar un mesaj de pe prompter și anume... La Budapesta, șeful statului a declarat, răspunzând la întrebarea președintelui Ungariei că dacă în România va exista că nu va exista niciodată autonomie teritorială în secuime. Bine că știm cum stăm, spune redacția în limba maghiară, pentru că anul acesta vom avea posibilitatea să ne prezentăm în fața urnelor, să ne alegem președintele. Punct. S-a terminat știrea. Hai să dăm și video pentru cei care n-au văzut și după care vă citesc o știre interesantă lipită imediat de această știre. Román államfő kijelentette a magyar államelnök kérdésére, hogy sohasem lesz Romániában, a Székelyföldön területi autonómia. Jó, hogy tudjuk, mihez tartsuk magunkat, hisz idén lehetőségünk lesz a szavazóurnák előtt megjelenni és elnököt választani. Tehát tegnap láthattuk a medvét, mert a népi hagyomány szerint tegnap kijött vagy sem körülnézni, és ebből következtethetünk a tél hátralevő időtartamára. Így mára már mindenki megsatszolhatja a helyi időjárás szerint, és azt szerint, hogy fény lett a gyertyaszentelő, milyen napok, hetek várnak ránk. Ha pedig sejtjük, mi vár ránk, mindig jobban elviseljük, mint amikor nem tudjuk, mi történik. Da. Ați văzut și știrea cu ursul? Da. Trebuie să vedem când e ziua întâmpinării Domnului. 2 februarie, da? Bun. Bun. Așadar, asta discutăm până la urmă, nu ce vor secui în această seară. Deci... Dar există secui în zona acolo? Cred că avem o problemă. Sunt și, nu știu. Secuii sunt o ramură a ungurilor, clar. Deci secuii sunt un popor care a fost, sunt și alte teorii, dar ei au fost colonizați în acea zonă ca să păzească frontiera de vest. Păi e greșit. Și între timp, cum era și la sfârșitul anilor 30, secuii se simt maghiari. Care, cât se declară secui de acolo? Cât se mai declară secui? Nici nu sunt întrebați. Nici nu sunt întrebați. Bun, întrebarea care se pune acum este următoarea. Liderii UDMR nu mai sunt la guvernare deloc. Deloc înseamnă că au fost scoși de peste tot din țară, cel puțin după știința noastră. Cam pentru prima oară. Ei au însă niște... Nu, pentru prima oară. Ei însă pentru... O secundă. Ei însă erau foarte siguri că vor câștiga alegerile și vor fi la alegeri și au făcut promisiuni tuturor clienților lor, afaceri, oameni de afaceri și așa mai departe, care toți suferă și o presiune fantastică a acestora de a-i zbura de tot pe acești lideri UDMR care n-au știut să fie în continuare la putere. Liderii UDMR sunt șifonați profund, au 20 de ani de șifonare. Oamenii care i-au votat timp de 20 de ani trăiesc într-o sărăcie lucie și atunci firesc că s-a născut repede un moment de a determina un conflict. Eu cred că întrebarea aia a fost construită special pentru a le da un prilej oamenilor, liderilor UDMR, să se mai bage în seamă, fiindcă altfel nu-i mai întreabă niciun ziarist de nimic. Nu ai de ce să chemi un lider UDMR la televizor decât dacă, știu eu, omul face ceva intervenții. Și atunci ei au nevoie să profite de orice balon din ăsta ca să-și aducă aminte lumea de ei și poate să scoată niște punctaje bune la europarlamentare. De ce? Pentru că nu cred că e mare știință. Dacă UDMR-ul nu punctează la europarlamentare, el se va desființa. În mod normal, liderii UDMR, care sunt de diferite orientări, în UDMR sunt tot felul de curente care se ciocnesc, practic vor vedea că șansa lor de a mai fi vreodată la cașcaval este doar prin intermediul a diferite partide. PSD, PDL, Liberal și așa mai departe. Ăsta mi se pare jocul și haide să vedem cum se depune
jurământul de către un deputat de Covasna acum în 2008. Este informație publică, vedeți cum se depune jurământul. Numărul 15, mai avem până la 43, și o să începem cu domnul Edler Andraș Gârghi, urmat de domnul Marton Arpat Francis, domnul deputat al Colegiului Uniunal numărul 1, Uniunea Democrată Maghiară din România. Jurământ de credință față de țară și popor. Eu, Edler Andraș Gârghi, deputat ales în circumscripția electorală numărul 15 Covasna, Colegiul Uninominal numărul 1, jur credință patriei mele România. Jur să respect Constituția și legile țării. Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor. Așa să mă ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc, domnule Edler, și îl rog acum pe domnul deputat Marton Arpat Francis, colegul 2, Uniunea Democrată Maghiară din România. Urmează domnul Oloș Gherghei. Eu, Marton Arpat Francis, deputat ales în circumscripția electorală numărul 15 Covasna, Colegiul Uninominal numărul 2, jur credință patriei mele România, jur să respect Constituția și legile țării, jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României, jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor, așa să mă ajute Dumnezeu. Iște lângă mucea ghea. Vă mulțumesc, domnul Marton. În continuare îl rog pe domnul Oloș Gherghei, de la Uniunea Democrată Maghiară din România, colegiul numărul 3. Eu, Oloș Gherghei, deputat ales în circumscripția electorală numărul 15 Covasna, colegiul uninominal numărul 3, jur credință patriei mele România. Jur să respect Constituția și legile țării, jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor. Așa să mă ajute Dumnezeu. Iștenenghe mulțărie. Vă mulțumesc. Oloș Gherghei, vi-l aduceți aminte, din nou l-au ascuns în Parlamentul României, ca și atunci când au dat jos de la președinția ANR-ului acea autoritate care trebuia să vegheze de gaze, de prețuri la energie și așa mai departe. După ce l-au dat jos, imediat l-au băgat în Parlamentul României pentru a nu mai răspunde în fața Comisiei de Anchetă. Din nou o procedeu tipic cu DMR, l-au ascuns în Parlamentul României, ca din nou să nu poată răspunde la Comisia de Anchetă să spună cum erau cu acele venituri ale unora de 10, 20, 30, 40 de mii de euro poate pe lună. Poate să răspundă, n-are imunitate pentru așa ceva. Nu, dar nu la Comisie, domnul Pavelescu. E o mare diferență. Mi-a explicat domnul, cum îl cheamă, domnul Comisia poate, Iancu. Comisia poate să intervieveze pe oricine. De anchetă. Bun. Haideți să vă citesc o știre interesantă însă de la redacția maghiară. Eu, sigur, e o speculație, dar vă citesc, fiindcă e interesantă, legată imediat de ce spunea despre șeful statului. La Budapesta, șeful statului a declarat, răspunzând la întrebarea președintelui Ungariei, că în România nu va exista niciodată autonomie teritorială în secuime. Bine, spun cei din redacție, că știm cum stăm, pentru că anul acesta vom avea posibilitatea să ne prezentăm în fața urnelor, să ne alegem președintele. Punct. Și de aici urmează o altă știre și aici vă interpretez. Ieri am putut vedea ursul, adică mă gândesc eu pe Băsescu și a dat arama pe față. Căci, potrivit tradiției populare, ieri ursul a ieșit din bârlog, adică a arătat de fapt cum gândește. Și în funcție de aceasta se poate prevedea cât va dura iarna pentru noi, că noi nu mai suntem la guvernare. Iarna e lungă, cașcaval, nu prea e iarna. De acum toată lumea poate să facă un pronostic și în funcție de vremea locală, adică de alegeri, și de strălucirea lumânărilor, adică de norocul pe care o să-l avem, de sus de la Domnul, să prevedem ce zile și săptămâni așteaptă că acum la, în opoziție tare mare sărăcia. Cașcaval nu este, mă. Iar dacă bănuim ce ne așteaptă, le vom suporta.